căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Iată ce vreau să spun. De acum vremea s-a scurtat. Toate zilele noastre pier. Vedem cum ni se duc anii, ca un sunet. Iată că zilele mele sunt cât un lat de mână și viața mea este o nimică înaintea lui Dumnezeu. Da, oricine ai fi, ești doar o suflare. Zilele noastre pe pământ nu sunt decât o umbră. Vedem că viața noastră este atât de scurtă. Anii trec, orele trec, minutele trec, secundele trec, viața trece. Dar cum se va încheia ultima ta suflare de viață? Ești pregătit să te întâlnești cu Iisus Hristos? Apoi mi-am zis, în ceea ce ne privește, Dumnezeu ne încearcă, pentru ca noi să vedem că suntem precum animalele, căci soarta noastră și soarta animalului sunt una și aceeași. Cum moare unul, moare și celălalt. Amândoi au aceeași suflare, iar omul nu are parte de nimic în plus față de animal. Totul este deșertăciune, totul merge în același loc, totul a fost făcut din țărână și totul se întoarce în țărână. Dacă ai început să înțelegi cât de scurtă este viața ta pe acest pământ, ce fel de comportament, ce fel de fapte, ce fel de trăire ar trebui să ai? De ce nu îl cauți pe Dumnezeu din toată inima, începând de astăzi? Crezi că ziua de mâine îți aparține? Așa-i? Știi de ce crezi asta? Pentru că Dumnezeu a așezat gândul veșniciei în inima ta și crezi că trăiești veșnic pe acest pământ și îți poți face toate poftele și toate plăcerile fără să te mai gândești la ziua morții tale pe acest pământ. Astăzi, dacă ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, întoarce-te la El și lasă-te de toate lucrurile scârboase prin care diavolul te ține legat în lanțuri și nu îți permite să te apropii de Dumnezeu. Cât timp se mai poate spune astăzi, întoarce-te din calea ta și vino pe calea Lui, vino pe calea Lui Iisus Hristos, care a spus, eu sunt calea, adevărul și viața.